Alice Mihaela Cosma a fost decorată de regele Felipe al VI-lea cu Ordinul de Merit Civil. Românca în vârstă de 32 de ani a primit distinția pentru munca depusă în folosul comunității locale. Tânăra, care locuiește în Spania de la vârsta de 19 ani și este voluntar la Crucea Roșie, unde lucrează ca șofer de ambulanță, are o adevărată poveste de viață. Și stăm de vorbă în acest moment cu Alice Mihaela Cosma. Bună seara, îți mulțumesc foarte mult că ești alături de noi la jurnal. Felicitări pentru tot ceea ce faci în primul rând. Iar prima întrebare ar fi aceea: cum a decurs întâlnirea de la Palatul Regal din Madrid? Ce poți să ne povestești? Bună seara, e o plăcere să fiu cu dumneavoastră astăzi aici. Evenimentul a fost magnific, un eveniment simplu, elegant. Ne-au făcut să ne simțim ca acasă. Tot ce pot spune de ei sunt lucruri bune. Foarte bine. Știu că imediat după ceremonie, înțeleg că ați avut o discuție în privat. Ce ți-au spus? Despre ce ați discutat? Regele ne-au spus că consideră românii persoane bune, muncitoare, și e așa cum ne consideră ei. Aparte de asta, l-a uimit accentul meu extremeniu, cum locuiesc în zona Extremadura de Spania, și m-a felicitat pentru munca care o fac. Vreau să te întreb, pentru că știu că ai plecat foarte devreme, la 19 ani ai plecat din țară. Cu ce curaj și cu ce gânduri te-ai dus acolo? Am plecat cu gândul, același gând care l-avea tatăl meu pentru mine, să am un viitor mai bun ca România. El credea că nu o să am un viitor bun în România pentru situația care o avem acolo. Și adevărul că am luptat, povestea e foarte lungă, nu e doar ce se citește în ziare. Și mulțumesc lui Dumnezeu, acum sunt bine, studiez, lucrez. Și ultimul eveniment care mi s-a întâmplat, care vreau, e ceva magnific. Știi ce vreau să te întreb? Nu am trăit asta. Știu că ai fost crescută de tatăl tău. Ce ți-a spus în momentul în care ți s-au întâmplat lucrurile astea acolo? Cred că e foarte mândru de tine. Așa e. Foarte mândru. Ce ți-a spus tatăl tău? S-a bucurat foarte mult și acum, în momentul ăsta, mă vede. E atent la televizor. Știe că ieșeam la televizor. Toți vecinii din Fălciu mi-au scris, m-au sunat, sunt foarte mândri de mine și mă bucur că v-am făcut mândri pe toată țara, chiar mă bucură foarte mult. Sunt mândră că sunt româncă, chiar dacă Spania acum e țara mea, dar rădăcinile mele sunt acolo. Să știi că și noi suntem foarte mândri de tine. Îți mulțumim pentru faptul că ai fost alături de noi la știri și de asemenea îi transmitem și tatălui tău, pentru că spui că ne urmărește, felicitări pentru ceea ce tu ești astăzi. Îți mulțumesc foarte mult. Toate bune!